acest refren. Hai, prinde mingea, lovește-o mai tare, strigă și scandează întreg stadion. Sângele de urs nici când nu cedează, să fie clar, Steaua-i campion. Hai, prinde mingea, lovește-o mai tare, strigă și scandează întreg stadion. Sângele de urs nici când nu cedează, să fie clar, Steaua-i campion. Campion, campion, campion. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, ridicați o mână sus și hai să strigăm în cor că Steaua-i România și în trecut și în viitor. Puteți să ne luați tot ce vreți, dar niciodată nu veți lua iubirea, deci mai bine nu lăsați poartă. Strigă cu mine acum dacă ești un campion, că Steaua-i România și în trecut și în viitor. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. S-a întâmplat de multe ori să faceți comparații, stau și mă întreb de unde atâtea aferații, de unde atâtea titluri sunt la noi aproape toate, de unde atâtea cupe, vorbiți de cupe câștigate. Păi după multe alte cupe, în 85 campionatul, Steaua intră formă în Europa, intră iadul. Serii de victorii, goluri pe bandă rulantă, Sevilla 86, Steaua duc Adam în poartă. Toată România striga, suntem finaliști, Cupa campionilor la o echipă de artiști. Urmează 87, Steaua ia și supercupa, în anii următori se zguduie Europa. 3 ani și 3 luni, Steaua nu a fost înfrântă, record european e doborât de vreo echipă. Asta e Steaua ta, iar tu ești un campion, că Steaua e România și în trecut și în viitor. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. Ridicați o mână sus pentru Steaua București, ridicați o mână sus, campion din București. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, avem sânge de români într-o țară roșu-albastră. Yeah.
Bună ziua, dragi steliști, și bine v-am găsit la o nouă ediție cu Asociația Steaua 1947, asociație care vine astăzi cu o surpriză plăcută, zicem noi. E vorba de începutul unei serii numite Pase Amicale cu Glorii Steliste, prin care încercăm să vă aducem mai aproape de cei care ne-au făcut să iubim steaua, să purtăm cu mândrie culorile roșalbastre și să fim mândri că suntem steliști. În această duminică, vicepreședintele Asociației Steaua 1947, Cătălin Biriș, cel care în 2017, alături de colaboratorii lui din România la acea vreme, a încercat un protest la nivel național pentru identitatea stelei. Așadar, prieteni, Cătălin a luptat din 2017, este alături de noi și va fi din tot deauna. Deci, Cătălin, te salut! Nu te auzi. Cătălin? Da, m-auzi acum? Da, se aude. Bun, e regulă. Stai puțin. Gata, se aude acum. Vă salut pe toți, prieteni. Bună dimineața. La mine încă este o oră vremelnică, să zic așa. Bună ziua vouă. În primul și în primul rând, mă bucur că sunt aici cu voi în această duminică. Cu voi și pentru voi. Și așa cum v-am promis, mai multe surprize în cadrul asociației. Uitați că ne ținem de promisiune și punem în fapte aceste promisiuni. Prima este cea de astăzi. Repet, avem un invitat de vază, un VIP al fotbalului stelist și al fotbalului românesc, Alex. Da, acestea fiind spuse, propunem Alex un episod de inaugurare a unei noi serii captivante, un dialog Alex, deschis. M-auzi? Da, se aude. Da, se aude. Propunem un dialog deschis cu un fost component al echipei Steaua, ulterior fost președinte al echipei pe care cu toți o susținem și o considerăm unica Steaua București, secția de fotbal care joacă neîntrerupt din 1947 încoace. Deci, dragi urmăritori, primul nostru invitat dintr-o lungă serie de episoade este autorul unei cărți ce va dăinui în sufletele iubitorilor de fotbal din România, carte intitulată Fotbalul în cărge. Așadar, prieteni, începe prima pasă amicală cu maestrul Marcel Pușcaș. Bună ziua, maestre, și vă mulțumim pentru că ați luat curs invitației noastre. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și salut pe toți steliștii care vă urmăresc sau ne urmăresc în acest moment. Și nu numai. Maestre Marcel Pușcaș, Asociația Steaua 1947, al cărei președinte este Mihai Dincă, fiul fostului portar al de handbal al echipei Steaua București și al Naționalei, de 15 ori campion în România cu echipa Steaua, de 2 ori campion european și de 2 ori campion mondial, plus o medalie de bronz la Olimpiada de la München, împreună cu reprezentantul legal Sergiu Gabriel. Și dați-mi voie să le spun la amândoi, pentru că unul este Mihai și unul este Gabriel. Le spunem la mulți ani astăzi de Sfântul Mihai și Gabriel. Iar eu, în calitate de vicepreședinte al acestei asociații, mă simt mai mult decât onorat să am această întâlnire cu dumneavoastră. Efectiv, pornim și noi o emisiune care se numește, așa cum ați auzit, Pase Amicale cu Mari Glorii Steliste. Ne bucurăm să vă vedem și să vă auzim. Bună ziua, maestră! Bună ziua și mă bucur că stau de vorbă cu voi și mă bucur că fiul marelui portar Dincă de handbal este președinte. Pe vremuri mă uitam cu mare interes la meciurile mari echipe a României, Steaua și chiar și Dinamo puțin, pentru că erau tot români, și domnul Dincă alături de Orban, de Penu și ulterior Munteanu, au fost, după părerea mea, cel mai mare portar pe care a dat handbalul românesc. Și felicitări pentru inițiativă și pentru propagarea ideii de Steaua, stelismului și a persoanelor care au contribuit cu ceva la istoria acestui mare club, poate cel mai important club din țara. Așa este. Întrucât în comunitatea
steliștilor, persoana dumneavoastră nu mai are nevoie de o vastă prezentare. Vastă a fost activitatea dumneavoastră, atât în teren cât și în afara lui. Voi începe prima pasă către dumneavoastră întrebându-vă despre cartea Fotbalul în Cârjă. Fotbal care este în Cârjă, dar după arestarea lui Mititelu deja nu mai știm dacă nu este fotbal din Peniță și Ciocan, din păcate. Așa este. E aici, pregătită. Ieri am auzit că Fotbalul în Cârjă, ieri am auzit că s-a epuizat stocul. De mâine începând se reeditează, a ajuns și la destule persoane în diaspora și probabil că vor mai ajunge pentru că cereri sunt. A ajuns și în Statele Unite, a ajuns și în Canada, și în Spania, și în Elveția, și în Germania, în Belgia, Danemarca, Austria, Italia, ceea ce mă face să mă mândresc că există interes în privința a 50 de ani de fotbal, în felul în care am perceput eu, sau am văzut eu fotbalul. Cartea are numai puțin din 300 de pagini, 304 pagini mai exact, numai puțin de 75 de pagini alocate stelei. Ceea ce poate să fie o carte de sine stătătoare. Sigur că sunt momente pe care le-am trăit la Clubul Steaua, atât ca jucător, după aceea în 1990 ca șef ofițer de presă al clubului, 26 de secții sportive. Țin minte că în 1990, în ianuarie, februarie și toată primăvara lui 90, mai toată lumea și toți factorii de decizie din sportul românesc, și aici mă refer la Mircea Angelescu, care era ministrul sporturilor, și chiar Cornel Dinu, secretar de stat, doreau desființarea Clubului Steaua. Nu mi-a fost ușor, am fost numit în acel post la sugestia lui Octavian Vintilă de către Nicolae Gavrilă, care la vremea respectivă era comandantul clubului. Nu cred că a mai fost un ofițer de presă provenind din rândul la fotbaliștilor în istoria Stelei și chiar în istoria altor poate cluburi de fotbal din țară sau chiar cluburi sportive. Cred că m-am descurcat bine, dar, din păcate, încă de atunci am scos revista Steaua Sport Magazine, am ajuns, era criza la... Mă iertați că intervin, ați scris și acolo, ați scris și atunci? Da, sigur că da, a fost inițiativa mea, Steaua Sport Magazine, și era Alin Sabu, secretarul clubului, fost un mare basketbalist, și împreună am editat acea revistă, ne mai ajuta Marin Ciupărceanu, care era un vechi ziarist, un mare stelist și lucra la editura militară, și am scos atât programele de meci ale Stelei, cât și această revistă, la care am adăugat în regim privat o revistă Fair Play, care era axată tot pe Steaua, 90-91, era plătită de mine personal, la care colaborau atât Cristian Sopescu, Octavian Vintilă, Sorin Sap, Maria Lisa și George Stanca. Deci am avut și acest rol în cadrul Clubului Steaua și am comentat inclusiv la stație meciul echipei de fotbal în 1990. Deci nu sunteți la prima acțiune ca și scriitor, înțeleg. Nu. E veche. Aveți experiență. Da. Și în 96 am fost numit șeful echipei de fotbal. Deci am avut și alte două calități la Clubul Steaua, în afară de cea de sportiv, de cea de fotbalist. Trei calități, șef presă, fotbalist și președintele secției. Am înțeles. Cunosc atât istoria clubului, cât și nu doar din perioada mea sau din generația mea, cât și generații precedente și cele care au urmat după perioada mea. Am înțeles. Maestre, vom reveni la partea fotbalistică un pic mai încolo. Aș vrea să poposim un pic asupra cărții. Când, cum și de ce a apărut această idee de a scrie Fotbalul în Cârjă? A fost o idee mai veche, de prin 2012-2013. Am început 100 de pagini, le-am aruncat după 6 luni, n-am mai vrut să continui pentru că eram dezamăgit, ca să nu spun scârbit, de fotbal românesc. Am întrezărit o speranță odată cu apariția acestui Răzvan Burleanu, după care am spus că poate se
va pune fotbalul ăsta pe un făgaș normal. Nu s-a întâmplat, iar în perioada de stat în casă, de stare de urgență, martie-aprilie anul acesta, m-am apucat și am scris. În două luni am terminat-o, pentru că mi-a fost foarte ușor. Mai mult a durat structurarea cărții și tehnoredactarea după ce s-a terminat partea scrisă. Mi-a fost ușor, spun, pentru că aveam structurate și așezate bine în cutiuțele creierului momentele importante din viața mea și implicit din fotbal, pentru că într-adevăr e vorba de 50 de ani de viață, dar sunt și 50 de ani de fotbal, pentru că n-am mers în paralel. Nu este vorba doar despre Steaua, e adevărat, dar mare parte, 75%, adică o pătrime, 25% din carte este dedicată activității mele în cadrul clubului Steaua București, cu rele și cu bune. Au fost și momente urâte și rele, de care îmi pare probabil că altfel ar fi arătat clubul astăzi dacă se luau niște măsuri și la timp și bune. Nu este rău nici ceea ce se întâmplă acum, dar, repet, putea să fie mult, mult, mult mai bine. Eu aveam de gând, de exemplu, atunci când am propus privatizarea clubului și scriu în carte, că erau toate datele necesare, 96, 97, 98, la fotbalul, în cadrul fotbalului Stelis, ca acest club odată privatizat să devină o emblemă a Estului Europei. Era, putea să concureze ani de zile cu Dinamo Kiev. Și atât, nu putea bate nimeni Steaua decât poate Dinamo Kiev, echipa ucraineană. I-am bătut noi. Da. Nu, vorbesc ca și ca dezvoltare și ca anvergură, pentru că după aia ani de zile a participat și Dinamo Kiev în cupele campioni, dar mă rog. Cred că dacă eram ascultat, lucrurile mergeau mult mai bine și sunt convins că la ora asta ar fi fost cel puțin 5 campionate în plus câștigate față de ceea ce există în palmaresul actual. Fără falsă mărire. Treaba asta, pentru că aveam, repet, toate datele. Aveam o echipă extrem de tânără, cu 11 jucători, componența echipei naționale U21 a României, care nu puteau decât să progreseze, nu să regreseze, adică gen cum ar fi astăzi Man și Coman și Moruțan. Mă refer la perioada respectivă, la Reghecamp, la Miu, la Baciu, la Lincar, la Cătălin Munteanu, la Denis Șerban, la Roșu, Ciocoiu, Dănciulescu, cine mai era, și pe lângă ei Luca, poate am uitat eu pe cineva, portarul Naie, deci foarte, foarte mulți tineri, Aliuță, Ogăraru pe urmă, Paraschiv, deci care în următorii 5 ani, 6, 7 ani vreau să câștige tot ce se putea câștiga România. Dar nu s-a mai câștigat 4 ani nimic din 98 și echipa s-a zbătut undeva pe locul 3, 4, 5, 6, ceea ce pentru Steaua nu înseamnă mare lucru dacă se respectă blazonul și tradiția. Așa este. Dumneavoastră, ca fotbalist, ca ardelean, venit din Ardeal, venit de la Oradea, cum v-ați acomodat la Steaua? Cum v-ați acomodat... Și asta scrie în Fotbalul în Cârje, pentru că, repet, această carte nu este, este despre Pușcaș, despre Marcel Pușcaș, dar poate fi înlocuit numele de Marcel Pușcaș sau persoana mea cu oricare fost coleg sau oricare sportiv sau poate om, viața este asemănătoare. Am avut și urcușuri ca orice om, am avut și coborâșuri ca orice om. Se spune că important e nu de câte ori te ridici, ci de câte ori ești să ajungi în vârf, ci de câte ori reușești să te ridici după ce cazi. Eu am reușit de câteva ori, de vreo 2-3 ori în viață, să fiu jos și să revin. Alții poate au reușit mai puțin. Dar când ați fost sus, care a fost cel mai frumos, cel mai emoționant moment în cariera dumneavoastră? A fost câștigarea campionatului și cupei după 7 ani, în 85. A fost acel meci cu AS Roma, care practic a fost primul meci care a deschis drumul spre acea finală peste 2 ani la Sevilla. Scriu în carte că acel meci cu AS Roma
a fost extrem de important pentru stabilirea unui nucleu și pentru verificarea capacității majorității componenților lotului stelei, care de fapt au fost și la Sevilla peste 2 ani de zile. Acel meci cu AS Roma n-a fost mai ușor decât niciun alt meci din întreaga campanie, inclusiv finala, zic eu, cu Barcelona, pentru că la acea vreme AS Roma era peste Barcelona în clasamentele europene. Un meci în care, debutând 9 inși la Roma, deci doar 2 jucători din acel meci au mai jucat meciuri oficiale internaționale, intercluburi. Și mă refer aici la Bumbescu și la Eduard. Bumbescu cu Craiova și Eduard cu FC Argeș. În rest, ceilalți 9 componenți, începând cu Iovan, cu Ducadan, cu Laurențiu, Tătăran, Fanepet, cu Miții Majaru, Lăcătuș, Pițurcă, Balint, eram debutanți și nu ne-am făcut de râs la Roma. Din potriva, a doua zi, ziarele spuneau că Roma, grație Tancredi, adică trebuia să le dăm vreo 5 acolo, unei echipe care avea 5 jucători componenți, campion mondial în 82, și mă refer la Conti, la Graziani, la Pruzzo, ulterior Giannini, Nela, Tancredi, plus brazilienii Cerezo și Falcao. Și în retur, din păcate, în Genge am făcut 0-0, dar... Și atunci am avut ocazii. Și am avut ocazii și acel meci a fost de referință, a fost meciul de încredere, sigur ne-au eliminat. Roma era vicecampioană Europei, cum ar fi, să zicem, știu, PSG astăzi, ceva de genul ăsta ca valoare. Și noi, repet, eram 9 debutanți. Sigur că fotbalul este în cârje, este o decădere a fotbalului, continuă. De 30-40 de ani, pentru că vedem azi ce se întâmplă. Majoritatea echipelor importante din Europa, atunci când evoluează cu echipele românești, inclusiv cu Steaua de astăzi, cu FCSB-ul, joacă cu rezervele. Ceea ce, cu CFR Cluj, uitați-vă acum ce s-a întâmplat. Că se te bate, da, își permite. Păi își permite, dar cu noi nu își permiteau. Înseamnă că noi eram mai buni decât cei de azi, pentru că ei erau tot buni. Adică nu se putea compara fotbalul italian, care era numărul 1 în lume la vremea respectivă, cu cel de astăzi, care nu e numărul 1 în lume. Deci declinul este la noi. Și atunci ce ar fi trebuit făcut sau ce ar trebui făcut pentru a resuscita acest fotbal? Bine, asta e o discuție mai amplă și nu... Da, și Steaua este parte din acest angrenaj și Stelei se datorează, poate, așa cum și mie mi se datorează, și vouă suporterilor, și arbitrilor, și antrenorilor, toți cei care suntem implicați în fenomen, contribuim cu ceva, fie la ascensiune, fie la decăderea fenomenului, inclusiv presa. Deci eu mă simt părtaș la decădere, am încercat acolo unde am fost pus și cât am fost pus și am avut ocazia să, știu, să împing cât pot căruța asta. Din păcate sunt foarte mulți care se mulțumesc să zac așa, să într-o stare de genul ăsta. Sigur, trebuiau luate măsuri de vreo 25-30 de ani. De ce, domnul Pușcaș? Știți de ce cred? Ei nu au gustul succesului, domnule. Părerea mea, nu au gustul succesului. Nu, sunt oameni poate care trăiesc din acest, nu poate, sigur, trăiesc din acest fenomen. Eu n-am trăit din fotbal niciodată. Și o să fac dovada și în fotbalul în cârje, în carte. Nu banii m-au interesat, pentru că i-am făcut pe ei private și personale, și am fost mereu un tip care a ținut foarte mult la inițiative și la dezvoltare, la progres. Ori dacă aș fi fost angajat în sistem să trăiesc din banii, din leafa de la primărie sau de la un patron, sau de la ceva, atunci nu mai îmi exprimam punctul de vedere așa cum l-am făcut în ultimii 30 de ani, pentru că n-aveam cum. Deranjam fie patronul, fie primăria, fie, știu, ministerul sau cine Dumnezeu mai era. Și atunci sigur că Pușca și el are nivelul, Pușca și cel nebun, nu e nebun Pușca, și dacă spune că așa ar trebui făcut și nu le spune că am inventat eu ceva, pentru că le știți și voi. Le spune că ar trebui să acționăm. Le știți și voi, dar voi tăceți. Asta e diferența între mine și alții. Ei tac, da, și eu. Da. Atunci, sigur că
lucrurile nu o să poată progresa fără contradicție, fără inițiative, fără curaj, fără risc. Nu poți progresa dacă o lălăi așa și corect. Îmi place în situații de genul ăsta, atunci mergi cu valul, cum se spune, și valul e ăsta care e, e de tsunami, nu mai e val. Da, 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 da. Și în fotbalul e, da, e urât, ceea ce vedem diferă total față de fotbalul de pe vrem, de pe vremea dumneavoastră, chiar de dinaintea activității dumneavoastră sau performanțelor dumneavoastră. Ați avut de-a lungul timpului o sumedenie de colegi de echipă, de coechipieri. Cu care dintre ei v-ați simțit cel mai bine în teren? Ca, cum să zic eu, din punct de vedere fotbalistic? Categoric cu la Steaua, de exemplu, cu Tudorel, cu Stoica și cu Miții, cu Majaru. Și chiar cu Eduard, pentru că, de exemplu, stăteam în cantonamente la Haiducului sau la club sau când mergeam în deplasări și în permanență seara cu, înainte de meci și cu Miți și cu Eduard stăteam așa 15-20 de minute, jumătate de oră de vorbă și ne tot făceam diverse regii pentru meciul de mâine. Vezi, când pleci așa, când intri interior, trebuie să ies eu, atenție, pasează, nu mai ține mingea cu tare, cu tare, cu tare. Și tot timpul vorbeam prevenind ce am făcut greșit în meciul trecut și să nu mai facem, pentru că jucam cam pe aceeași zonă. Da, da, da. Și au fost foarte multe situații, de exemplu, când nu știau antrenorii și fugeam de la Haiducului din cantonament, după cină, seara, mergeam până pe Ghencea, noaptea, pe stadion și făceam jumătate de oră pași pe zonă, pe faza de apărare, pe zona centrală a terenului, pe faza de atac, pe, dacă sunt aici și vine mingea din dreapta, o dau în stânga, vezi cu... Deci făceam singur treaba asta de nenumărat ori am făcut. Extraordinară dezvăluire. Sigur că meciul de a doua zi putea să-ți ofere acele situații sau să-ți ofere alte situații cu care nu erai pregătit, dar oricum îmi făceam cât de cât un plan mental pentru ce urma să se întâmple mâine în teren. N-am păcălit fotbalul, nici eu și nici colegii mei. Am avut o generație foarte bună, poate nu atât de talentată ca cea din 75-76 cu Liță, cu Puiu Iordănescu, cu Costică Zanfir, cu Marcelă Ducanu, cu Sameș, cu Vasile Ordache, nu atât de talentată, dar 100% mult mai performantă prin dorința prin cum să vă spun, foamea de rezultate. Și asta ne-a unit, asta ne făcea să ne certăm pozitiv și când băteam doar cu 1-0, nu era în regulă cu 1-0 să bați. Sigur că am căpătat acea mentalitate de învingător, deci nu mai suportai să pierzi, adică te întristai. Ții minte că am jucat în Grecia, am fost vreo 2 săptămâni în Grecia într-un stagiu de pregătire și am jucat cu Panionios și peste vreo 3 zile cu echipa a doua lui Panionios, era ultima noastră zi de cantonament în Grecia și mă rog, am ieșit la o petrecere seara, am întârziat mai mult, că oricum jucam cu echipa de tineret a lui Panionios și la un moment dat când ne conduc copiii de 18-19 ani cu 1-0 și i-a dat un gol lui Ducadam, un copil de 1,50 m, 1,60 m aveam. L-am făcut Ducadam pe tot terenul, dar nu puteam sta în ghete, pentru că noi fusesem seara la petrecere. Și a doua zi dimineața la 10 sau 11 era meciul. I-am bătut la urmă, dar nu spun, și cu coartele, și cu pumnii săraci. Nu puteam să spunem în țară, să spunem la partid, sau la Ilie Ceaușescu, sau la Olteanu, că ne-a bătut tineretul lui Panionios. Păi, ce poate? Sigur că aveți multe, multe, multe amintiri. Pe vieții copii, bun, am câștigat cu 2-1 și bine că s-a terminat și așa, dar... Nu, am vrut să vă spun mentalitatea. Deci nu puteai să, nu acceptam să pierde. Da, 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 da. Și atunci, cu siguranță aveți transmis generații la rând, pentru că ulterior au mai plecat Biolene, a fugit Belodedici și a plecat Majarul la Sibiu.
mă rog, au apărut Puști Ilie, Dumitrescu, Dan Petrescu, cine a mai bine, Rotariu și așa mai departe, și lor li s-a inoculat de către cei mai vechi această mentalitate. Mergând A tricou, fost, nu a puteai mers să. din generație în generație, Exact. A mai fost era ca o moștenire. doar Universitatea Craiova a mai avut treaba asta, dar nu o perioadă atât de îndelungată. Da. Și la Și nu Craiova. la și nu la nivelul și nu la nivelul de A durat, nu, că și Craiova a fost semifinala Cupei UEFA și a avut o echipă foarte mare, corect. dar n-a fost atât de durată acest. Da, și probabil că rezultatele generației anterioare îi obliga pe cei care veneau noi la echipă. De asta s-a și jucat încă o finală în 89, pentru că, bine, și cu Milanul respectiv, care era o mare, cea mai bună echipă din lume la ora respectivă, da, 4-0, au fost jucători noi, dar nucleul a rămas, rămăseseră, știu, Iovan era în echipă, Bumbescu, Pițurcă era în echipă, Stoica mai era în echipă, Cilăcătuș era în echipă, cine am mai fost? Ne veniseră Nae Ungureanu, Silvică Lung de la Radu Craiova, 2? Radu nu mai era în Ah, 89. nu, Radu 2 nu mai era în 89, nu. Nu mai. Eu. Ați avut multe momente plăcute, multe momente interesante de-a lungul carierei de fotbalist. Care mi-ați povestit mai devreme de momentele emoționante, de momentele fericite. Care ar fi regretul dumneavoastră în activitatea de fotbalist? Regretul a fost că m-am cerut împrumutul la Rapid. Nu am nimic din potrivă, m-am simțit bine la Rapid, nu pot să spun nu. Dar acum sunt sincer și nu neapărat vorbesc am avut nevoie să plec de la Steaua, așa am gândit atunci, pentru că cu venirea lui Lazio, a lui Bologna, scriu un fotbalul în cârje, am cam pierdut locul alături de Tudorel de Stoica. Bine, Lazio era cu 7 ani mai în vârstă ca mine, avea 300 de meciuri în divizia, jucase ani de zile în echipa națională și sigur că a fost mai mult preferat el. Am jucat și cu el, și împotriva lui, și alături de el, și înlocuindu-l pe el, și împreună cu el și cu Stoica, dar nu mai era ce a fost și eu. Nu eram obișnuit cu să intru când vrea antrenorul sau vreau să joc 90 de minute din 90, tot campionatul. Și Am am înțeles. solicitat lui Ion Alexandrescu, președintele nostru, să mă împrumute un an de zile. A spus că nu dorește să mă împrumute, să-mi bag mințile în cap, să-mi văd de treabă. A zis că nu, oricum o să plec și m-am dus la ministrul, la Constantin Olteanu, a doua zi. I-am explicat situația și l-am rugat frumos să mă împrumute un an de zile la un club, să joc meci de meci, să dovedesc chiar că sunt bun și să mă ia peste un an înapoi. Asta Asta s-a întâmplat după accidentare sau la accidentare a spus nu. înainte? Eu la Rapid m-am accidentat. Am jucat 6 etape, zic eu, bine la Rapid. Și după 6 meci mi-am rupt piciorul. Și în anul acela, colegii mei de la Steaua au câștigat Cupa Campionilor Europene. Deci puteam să fiu fără nicio problemă. Nu vă faceți probleme că tot al nostru sunteți și sunteți Nu, acolo în loja câștigătorilor. dar n-aveam, nu cred că nu prindeam la Sevilla să joc, nu să fiu pe foaie, pentru că lipsea și Stoica, a lipsit Tudorel. A trebuit să intre Puiu Ordănescu, pentru că probabil că l-a preferat Ienei, care se lăsase de 2 ani de fotbal și era antrenorul nostru secund, l-a preferat, i-a preferat experiența lui, Iordănescu, Ienei, înaintea lui Weisenbacher sau Pistol, de exemplu. Atunci nu cred că puteam să ratez acea finală. Asta e viața. M-am consumat ca performanță personală, m-am bucurat pentru colegi, pentru că țineam legătura cu ei și eram plătit de Clubul Steaua, eram salariat la Clubul Steaua, deci eram ofițer.
dar asta e viața și nu se mai întoarce de la mortul de la groapă. Într-o viață viitoare. Okay. Felicitor oricum și felicitat, atunci ne-am întâlnit. Țin legătura șasă și cu Helmut, cu Duc Adam, mai țin legătura cu Balin, cu Viorel Turcu, cu Belo. Maestre, oricum, luați performanțele dumneavoastră nu se șterg oricum. Așa că... Viorel, din când în când, la o lună, la o lună jumate, ce mai faci? Da? Da, da, ținem legătura așa. Concetățeanul meu. Da. Ați terminat activitatea de fotbalist și ați început pe cea managerială, să zic așa, la Oradea, unde înțeleg că a stat puțin timp ca președinte la Viitorul Oradea. Pentru că în 2000... Clubul meu, deci eram eu, eram proprietarul. A, era proprietarul echipei. Da, era clubul meu. Deci... N-am știut. Eu am citit, n-am apucat încă să citesc cartea dumneavoastră, deci informația o aveam din presă, să zic așa, n-am știut că a fost clubul dumneavoastră. Dar primul club privat de juniori din România. Deci fără sponsor, fără plată de la copii. După aceea, după un an, s-a făcut școala Nicolae Dobrin la Pitești. După alți doi ani a făcut o Gică Popescu la Craiova. Dar eu am fost primul cu această inițiativă în țară. Greu? E foarte greu când sunt doar banii tăi și bagi în fundul, să zic așa, unor puști. Inclusiv la Târgu Mureș am avut copii, pe Sorin Pop, care a decedat recent, fie iertat, pe Lupșe Ciprian. Am avut foarte talentați, erau. Am colaborat foarte bine cu Coaniaro, cu Atila. Am avut 65 de 70 de copii, între 15 și 19 ani. 30 dintre ei au apucat să debuteze în Liga 1 în 6 ani, ceea ce înseamnă că nu s-a lucrat rău. Am avut antrenori buni, le-am oferit toate condițiile, cu stagii de pregătire, cu meciuri, cu plecări afară, cu, mă rog. Și de acolo au apărut un Lincar, care ulterior l-am adus la Steaua când am fost președintele clubului, gratis, deci că să nu zică lumea că un leu pe cineva, așa. De acolo era Giu, a plecat de acolo Lupuț, Borbeli, Dulcea, Sfârlea, Vâtcă, inclusiv Cheșeru. Deci toți deci, au fost trecut la Viitor Oradea. Primați la mine la Viitor Oradea și au jucat 30 în divizia, în divizia Dianu și n-am mai fost Popovici. Deci, am înțeles. Și în 96 ați revenit la Marea Dragoste? Da, am la revenit la poziție cu de președinte, de club sau de... secție de fotbal. De secție de fotbal. Și președintele secției de fotbal avea și funcția automat de vicepreședinte al clubului. Și era Oțelea, comandul clubului, Marinescu, un vicepreședinte, fostul handbalist, Mihai Marinescu, și eu din partea secției. Cum ați găsit clubul din punct de vedere financiar, domnul Pușcaș? Sincer? Sincer, vă rog. Dezastru. Dezastru. Da. Pentru că din 90 până 96 acest club a fost arătat ca o societate de consum și care nu producea mai nimic. Asta a fost și decizia, sau după această analiză, contabilă, economică, de toate punctele de vedere, am ajuns la concluzia personal că acest club de fotbal trebuie privatizat, pentru că nu se mai poate altfel. Adică clubul avea 24 de discipline, de secții sportive, bugetul alocat de Ministerul Apărării Naționale era undeva de 20 de miliarde la bani la vremea respectivă, nu știu dacă mai țin minte, dacă sunt miliarde sau milioane, cum era în 96. Dar pentru tot clubul. Pentru tot clubul, dar acești bani nu ajungeau pentru satisfacerea nevoilor activității celor 23 de secții fără fotbal. Deci da, nu ajungeau banii. Fotbalul consuma la vremea respectivă cam 2 milioane jumate de dolari anual. Intrau bani de pe transferurile jucătorilor, gen
Adrian Ilie, știu, Didi Prodan, Fiertat, Doboș, Vlădoiu, cine a mai plecat la vremea de Filipescu și așa mai departe. Exact asta e curios și vreau să vă întreb, că înainte de a se face prima tranzacție între minister și acea asociație de fotbal club Steaua București, s-au vândut niște jucători și însemna bani mulți la ora aia. Bani mulți la ora aia, numai că banii nu ajungeau la secția de fotbal, pentru că au folosit pentru satisfacerea nevoilor celorlalte discipline sportive. De aici a început... Strict sportiv, domnul Pușcaș. Poftiți? Strict sportiv au fost folosiți banii. Păi bănuiesc că, bine, n-am mai verificat dacă strict sportiv, dar da, se duceau spre celelalte discipline. Ori nu poți să te dezvolți. Și am spus și lui, ulterior a fost schimbat oțelea cu Gațu, pe care l-am recomandat fostului ministru Babiuc, al apărării, l-a pus pe Gațu și după aia am spus, băi, Cristi, vezi că așa murim și noi fotbalul și moare și clubul, pentru că nu e normal să stau 3 luni să nu poți plăti jucătorii de fotbal 3 luni, când știu că acum 3 luni a intrat 2 milioane de dolari de pe urma Adiglie. Unde-s banii? Păi ce, că nu-i treaba ta, că și Laura Badea e sportiva clubului și voleiul trebuie să trăiască. Păi zic, așa murim toți. Ori ne privatizăm, ori țineți minte că mai devreme sau mai târziu acest fotbal va muri. Ei, n-a vrut nimeni să privatizeze secția de fotbal, pentru că era o vacă de mulți pentru celelalte 23 de discipline. Sportive. Am făcut planul de privatizare al clubului. A fost și ordin de la Babiuc să se privatizeze secția de fotbal și Gațu să reducă secțiile sportive ale clubului cu 15%. De ce 15%? Pentru că era o directivă NATO. România se pregătea să intre în NATO în acea perioadă și da. La nivel național, efectivele militare trebuiau reduse cu 15% într-o perioadă, nu știu, mai ținut, un an sau doi. Și în consecință și clubul Steaua, ca unitate militară, trebuia să-și reducă efectivele cu 15%. Asta însemna că trebuia să rămâne vreo 16, 17, 18 maxim în discipline sportive în loc de 24 și secția de fotbal care producea din transferuri să se privatizeze. Dar s-a întârziat momentul privatizării pentru că, din câte știu eu, regulamentele UEFA și implicit FRF obligau cluburile să se privatizeze sau măcar jucătorii să fie profesioniști mai devreme, de prin 92, dacă nu mă înșel. Astfel existând riscul retrogradării. Era într-adevăr și această directivă și cu toate astea nimeni, dar absolut nimeni, și subliniez acest absolut nimeni din clubul sportiv al Armatei Steaua București nu a dorit privatizarea secției de fotbal. Au început discuții. Iar revin la ce am spus, pentru că nu era niciunul independent, nu era ținut acolo să gândească niciunul, era să fie bun executant și punct. Dar cine era capul? Cine era capul? Că înțeleg că totuși n-ați putut chiar să lucrați după un plan personal. Capul era tot clubul. Această privatizare a secției de fotbal trebuie să se facă în 90-91. Eu am spus și atunci când eram șeful presei la Steaua, în 90-91, că era tot oțelea, venise oțelea, neacolo trebuie să se privatizeze fotbalul. Au intrat în 90 sau 90, în 90 și până în 91 vreo 10 milioane de dolari. Erau enorm, bani foarte mulți la vremea respectivă, în clubul Steaua, din transferul Hagi, Lăcătuș, Silviu Lung, Rotariu, Balin, știu eu cine s-a plecat din club. Da? 10 milioane de dolari. Păi erau bani să cumperi tot Bulevardul Unirii. Da. Atunci acei bani trebuiau folosiți cu cap, schimbată, privatizată secția de fotbal și puteai să faci și bază sportivă și cei la Berceni astăzi și să cumperi 7 Berceni. Da. Se putea privatiza tot clubul sau numai secția de fotbal? Secția de fotbal, pentru că secția de fotbal putea trăi la meciuri, mai erau niște bani care veneau din participarea în cupele europene. Stadionul era plin, veneau 25-30 de mii de oameni la fiecare meci. Eu am adus în 96 dialogul pentru 1.400.000 de dolari pe 2 ani de zile, 700.000 de dolari pe an sponsor. În 3 zile am semnat contractul după ce m-am dus cu oferta. Deci erau condiții să se dezvolte, dar dacă degeaba intră 700.000 de dolari de la dialog pe an, dacă tu îi folosești la vole și la moto și la box și la lupte și la... fotbal nu se dezvoltă. Da, culmea că banii erau destinați fotbalului, dar... Exact. Și atunci sigur că am avut lupte cu lupte, între ghilimele, pentru că am
încercat să le explic binefacerile privatizării. Am fi alungat birocrația din clubă. Dintr-o iau 7 semnături să cumpăr 10 mingi. Ca să semneze, o lună trebuia să semneze 7 oameni ca să treci strada să cumpere 10 mingi. Nu m-am dus, de exemplu, am mers la tragerea la sorți la Nion cu mașina mea personală, că nu zburam cu avionul. Și pentru faptul că era Audi mașina mea personală, nu mi s-a decontat benzina. Mașina a clubului. Zic, mă, stați nebuni, cum să pleci la Hilton și la toți președinții marilor cluburi din Europa cu Dacia de acum 15 ani, găurită și ruginită pe la rost și să o parchezi la Geneva în fața UEFA. Ați nebunit? Cum să merg așa? Și nu mi-au decontat bonurile de benzină. Bine, da? Nu asta e problema. Multe alte din astea au fost. Mărunțișuri. Plus că nu poți ca unitate militară să te lupți cu Bayern München și greu atragi sponsor. Cine sponsorizează o unitate militară? Cum faci tu transferurile de personal? Cum plătești tu, cum dai tu premiere unor militari, doar nu sunt în Irak, pe front sau în Afganistan? Nu poți, fotbalul da. Trebuie să fie privat. Nu mai merge cu... Și în 96, când am luat această decizie și am făcut acel plan de organizare, practic, a secției de fotbal a clubului, noului club FC Steaua, 112 pagini am scris, am adus și cadastrist la club să împărțim complexul Ghencea, că ce rămâne în folosința fotbalului, cât se plătește chirie clubului militar, FC Steaua urma să dea 200.000 de dolari pe an secție de handbal, 200.000 secție de fotbal, pentru că aveam de unde, am făcut toate socotelile ca să poată să ajute încă două discipline sportive, nou privatizatul club FC Steaua, mă rog. Nu s-a dorit acest lucru, a plecat Babiuc care vroia acest lucru, a profitat de ocazie domnul Gațu și a pus pe subalternii mei, Lăcătuș, Dănilescu, Stoichiță și nu știu eu cine pe acolo, 4-5, să semneze o hârtie, cum că eu conduc dictatorial secția de fotbal. Nu mă nebuniți. Da, de ce? Pentru că a trebuit să aibă un motiv să mă pună în dezbatere exact ca la comuniști, la BOB. Așa, exact așa procedau comuniști. Subordonatul să reclame șeful și șeful șefului trebuie să îl dea afară. Să-l dezbate public, adică să nu fie o decizie personală. Atunci, ca să aibă motiv să mă pună, că nu avea motive profesionale și pe teme de competență. Avea doar pe din astea, făcături. Eram pe primul loc, la 6 puncte avans, era cu 2 puncte atunci și abia s-a câștigat campionatul, noroc cu Craiova, că a jucat corect cu Rapidul. Și după aia 4 campionatul nu s-a mai câștigat. De unde trebuia să fie toate 4 ale Stelei. Da, da. Așa a fost. Și nu s-a dorit acest lucru. M-au dat afară, fără să-mi explice de ce. Le-am și spus atunci, dacă lucrați la privat, ce am făcut, am întinerit toată echipa. Dacă credeți că cineva poate câștiga campionatul plecându-le 8 titulari, din care 6 componenți ai echipei României. Deci am câștigat campionatul cu FC Național și Cupa României, în condițiile în care au plecat Stângaciu, Pârvu, Doboș, Rodan, Panait, Filipescu, Panait, Gâlcă, Vlădoiu. Dacă tu îmi spui că Real Madrid mâine iei pe 9 jucători, pe Ramos, pe Casemiro, pe Kroos, pe Benzema, pe Modric și pleacă și anul viitor câștigă Real Madrid campionatul, eu nu mai vorbesc de fotbal în viața mea. Și culmea are... Și numai mai mult... Campionatul viitor, echipa era la 6 puncte avans. Adică de relaxat se câștiga campionatul. Și da. În tinerii de toată echipa. Cu Regen, da. Cu Dănciulescu, cu Lincar, cu Promovat, Cătălin Munteanu, cu Paraschiv, cu cine mai era acolo, Ciocoiu. Deci, jucători care au mai jucat încă 5 ani, dar n-au câștigat campionatele. Da. Bun. Culmea că mi-ați enumerat jucătorii plecați mai devreme. Și revenind la aspectul financiar, care mie mi se pare un prost management financiar, acolo unde s-a decis ce să se facă cu bani, toți jucătorii ăștia, 10 sau cât ați enumerat dumneavoastră înainte, au plecat pe bani frumoși, domnule. Și ei. Cătălin Munteanu, promovat de la junior republican, nu jucase când am venit la Steaua, nu juca nici la tineret. Juca la tineret băiatul lui Dănilescu și băiatul lui Iordănescu. Deci avea vreo 21 de ani. Și Cătălin avea 17. Pentru că nu avea ochi pentru pepinerea proprie.
Ogăraru și Parativ aveau 16 ani. 16 ani. Și am luat la antrenamente la echipa întâi și am promovat direct la... Am dat 3 sferturi din echipa de tineret, am dat afară. Erau numai pile și jucători care nu aveau nicio șansă să joace fotbal la Steaua vreodată. La centru de copii și juniori erau 320 de copii. Am dat afară, eu personal am făcut selecția, 90 de copii în 2 luni. Toți pile. Extraordinar. Cu reclamații de la părinți, n-are sens să dau nume acum, despre antrenori care erau ofițeri ai armatei române atunci, fuși fotbaliști ai Stelei, da? Că i-am dat televizor, că i-am dat frigider, că am hârtiile. Nu i-am reclamat, numai din ăștia. Și atunci ce vrei să faci ori lucrăm profesionist, ori nu lucrăm. Și când le-am spus, sigur că s-au uitat urât la mine. Aveam antrenori la copii și juniori care stau cu țigara în coșie, o fumez. Dar nu o să mă vedeți, să nu m-ați văzut nimeni vreodată pe un teren de sport cu țigara în gură. Ei, aveam antrenori acolo care stau cu țigara în gură în mijlocul terenului. Ca să nu spun că duhneau. Da. Deci, în condițiile astea, acea secție de fotbal numai în regulă nu putea fi. Și atunci a venit dictatorul, între ghilimele, și le-a spus că nu e în regulă lucrurile astea. Pentru alții, pentru aia care mi-au făcut reclamația la Gațu, era în regulă, că lucrau de ani de zile acolo. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că ambientul, anturajul, sau cum să-i zic, să fi fost problema pentru astfel de nereguli? Adică faptul că era, dom'le, armată, culmea, tocmai la armată, unde trebuie să fie ordine și disciplină. Domnul Miriș, vă mai spun una și cu asta... Vă rog frumos, spuneți-mi, Cătălin, că eu sunt mai simplu așa. Înaintea meciului cu Fenerbahce, parcă, fac vreo 3 zile înainte, era căldură, prin august, sfârșit de august, și... Vine Lăcătuș în birou la mine, că Marcele, vezi că terenul e bocnă terenul, deci era atât de tare și de nu puteai face antrenament pe teren, săreau mingile, era căldură mare. Zic, cum, dar ăsta ce face Radu Ionescu? Radu Ionescu era fost rugbist, a murit fiertat, era șeful complexului Ghencea. L-am chemat pe Radu la mine, Radule, ce se întâmplă, de ce n-ai dat terenul? Erau vreo 40 de soldați acolo, pluton, de soldați care aveau grijă de baza sportivă. Păi că n-am oameni. Păi cum n-ai oameni? Păi dar sunt toți în permisie. Toți soldații. Adică toți sunt în permisie. Avem meci și ei pleacă joia în permisie, așa? Păi sâmbătă, duminica, lunea sau când nu-i treabă în permisie. Cum pleci așa? Păi nu, că n-am ce face. Păi cum n-ai ce face? Păi dar sunt toți pilele unora din club. Sunt din Bolintin toți. Deci tot plutonul care avea grijă de clubul Steaua era din Bolintin. De lângă București. În Bolintin erau părinții constructori. Faianțari, gresari și le făceau casele unora din club. Da, am înțeles. Și m-am dus la să-i caut pe ăștia pe soldați prin complex, să ude, să ia furtună, să înceapă să ude terenurile. Erau 30, plimbau prietenele prin boscheți pe acolo, prin stadion și restul 27 sau câți erau în permisie. Astea toate sunt scrise în fotbalul în cârje. A spus o chestie interesantă dumneavoastră, că toți din club își făceau case și lucrau părinții. Da, și le luau clubul Steaua cu aibă grijă de complexul Ghencea. Și v-am întrebat mai devreme dacă cunoașteți cumva banii câștigați de pe urma vânzărilor erau folosiți în strict sportiv. V-am întrebat și mi-am adus aminte pentru că cu ceva pe vremurile acelea deja se auzeau niște vorbe că mulți din club, mulți din armată își făceau case și curios pe ce bani își făceau acei oameni casele. Păi dacă antrenorii de la copii primeau frigider și televizor de la părinți, cum să dai afară copiii care nu aveau nicio șansă să plângă? Și am listele lor. Deci din 90 de copii dați afară de Pușcaș, nu eu trebuia să fac selecția ca președinte al clubului. Normal, da. Nu aveam încotro și nu mă încredeam în ei că ar face-o corect. Și atunci acești 90 de copii totuși consumau apa, trebuia să le cumpere un echipament, trebuia să mergi în cantonament cu ei, clubul costa clubul niște bani. Pentru ce? Da. Pentru cluburi care n-au nicio perspectivă. Așa se poate proceda la cluburi care
trăiesc din taxele de la părinți și club privat. Era clubul, era o unitate militară. Deci, repet, aceste lucruri pe care le spun eu acum se întâmplau în cadrul unei unități militare din România. De groază. Ori... Teribil. Că nu de Pușcaș era nevoie după aia să le spună lucrurile astea. Ați apărut la momentul greșit să le stricați jocurile. Un nebun care le spune lucrurile astea și încearcă să-i pună la punct să facă ordine. Și încearcă să privatizeze secția de fotbal a clubului Steaua. Ei vreau salarii, aveau popotă, aveau pipi, papa, caca, cum se spune, liniștit, își doreau pensia, să treacă... Căldurică. Exact. Nu să ne complicăm, nu. Se meargă totul dintr-o inerție. Da. Probabil depindeam de acel salariu din armată. Și probabil că tăceam din gură și mă raliam și eu acestei structuri și acestor mentalități. Financiar, am avut curaj, cum am acum în emisiune, să le spun exact așa cum îți spun ție acum, să le spun lor atunci. Atunci Pușcaș e dictator. Un dictator care l-a pus pe Stoichiță antrenor principal, că nu credea neam de neamul lui că va fi principal și nu avea nicio calitate pentru acest lucru. Un dictator care a triplat salariul Lăcătuș punându-l și secund. Un dictator de care se ruga Dănilescu să nu-l dau afară când am venit în club și plângea la comandă și l-am ținut acolo și a scris după aia împotriva mea. Ce era dictatorul? Un dictator te dă afară, nu stă de vorbă cu tine. Extra. Toți oamenii ăștia, inclusiv Dumitriu, scriu iar în Fotbalul în Cârjă, în cele 75 de pagini dedicate sau alocate stelei, s-au iubit Steaua până la ultimul leu. Eu aveam salariul de civil la secția de fotbal, conduceam Fotbalul Stelei și aveam salariul mai mic decât bucătarul, care era plutonier. Pentru că eram ați înnebunit. Da. Și culmea, ajuns la Steaua, care aducea bani la club. Era Jean Pavel, șef de galerie, și unul marin. Și scandau, colonei și general, v-ați făcut miliardari. Așa se scanda. Deși echipa conducea cu 2-3-0 în Ghencea, toți suporterii strigau, colonei și general, v-ați făcut miliardari. De ce oare? Adică suporterii chiar sunt împiți, chiar nu știau despre ce e vorba în club. Așa cum v-am spus, se auzea că își făceau case, te întrebai de unde își fac, din ce bani își fac oamenii ăștia case, domnule. Salariile erau cum erau, armata încă nu era, cum să vă zic eu, acum totuși au niște salarii mai normale, mai cum ar trebui să aibă un militar, dar pe vremea aia încă nu erau salariile în armată corespunzătoare celor sau similare cu cele din Europa. Da. Și în 98... M-au dat afară de la fotbal, dar nu puteau să mă dea din club pentru că ar fi încălcat legea. Aveam un contract nedeterminată. Aha. Și am rămas în club în continuare să văd până unde se merge cu inepția asta, cu privatizarea. Pentru că după ce a revenit Babiu, că a plecat Babiu de la guvernare și a revenit după vreo lună și ceva, când a auzit Gațu că revine Babiu la guvernare din nou, care i-a dat ordin personal să privatizeze secția și să reducă efectivele cu 15% și el n-a făcut nimic, din potriva a mai înființat două secții sportive, n-a redus, a pus peste, da? De frică, într-o săptămână a strâns foștii fotbaliști, din 50, din 60, așa, și a făcut acest FCSTA, uitând de detaliile cu clubul pe care eu l-aveam în program, cu clubul sportiv al armatei, respectiv Palmares, siglă, cutare, uitând, făcând rapid pe genunchi. Și ce au uitat ei? Au uitat să le dea? Păi, dar nu știa, dar Gațu n-a privatizat niciodată nimic. Eu lucram în sistem privat de 7-8 ani. De unde se știe Gațu să facă o firmă? De unde? El a fost bugetar de... La ora ce e, în prima etapă... A lucrat Gațu, numai cu banii statului. Da? De unde să știe să pună pe hârtie o asociație non-profit? Că n-a făcut-o în viața lui. Am înțeles. Se uită de ele. Acea asociație non-profit, în prima ei fază, la momentul lui 98, eu știu că a primit succesiune, stadion și bla bla, dar pe mine mă interesează un lucru.
Mai cu seamă că armata se constituia parte în AFC. Ce s-a întâmplat efectiv cu secția de fotbal? S-a dat? Deci secția de fotbal a devenit Fotbal Club Steaua București, asociație non-profit înființată pe legea 21 din 24. Atâta era, nu era legea sportului încă. A venit în 2000 legea sportului, peste alți doi ani. Ei, când odată ce a trecut timpul, în 2003, noul președinte numit, domnul Păunescu, care e prieten cu domnul Gațu, așa, și și-a pus prietenul președinte, dar și aici atâta l-a interesat pe Gațu de club, încât la vremea respectivă familia Păunescu era cam fugită din țară. Adică era pe toate ziarele din România ca abonați la contracte cu statul. În 98, dacă luați ziarele vremii, o să vedeți, George Păunescu a plecat. Bancorex, nu știu ce. A pus pe domnul Păunescu. Domnul Păunescu, care a reușit în 3-4 ani, deși în 98 vara a fost vândut Cătălin Munteanu pe 2 milioane jumate de dolari. A fost vândut Denis Șerban pe 2 milioane jumate de dolari, adică au intrat vreo 5 milioane de dolari, bugetul era de doar 2 milioane jumate în club, în FC Steaua de data asta. În AFC-ul, da. Deci nu era nevoie de un buget mai mare de 3 milioane de dolari. Au intrat 5 de pe 2 jucători. Erați membru în AFC? Nu. Dar nu mi-au permis Gațu, pentru că Gațu și-a luat colegii lui acolo. Și trebuia o adunare generală. O adunare generală era subordonată domnului Cristian Gațu. Deci am înțeles. De asta n-a avut nevoie de pușcă. Se poate face el ce dorește acolo. Ei, s-au vândut jucători. Mi se pare că au mai fost unii care, nu știu dacă nu și Răchită, parcă a plecat pe la Bulgari, tot pe o sumă de bani. Doar vreo 6-7 milioane de dolari au intrat într-un an de zile, din 98 până 99, în FC Steaua, club privat de data asta. Ori ca să ajungi, repet, acești bani ajungeau pentru 2 ani. Dar peste azi 2 ani s-a mai vândut, nu știu cine, Aliuță pe 1 milion, pe la Chie, pe la Donesc, sau nu știu, mă, nu mai țin exact. Da. Laurențiu Roșu a plecat, mă rog. Cam tot timpul am vândut și Binișor. Și de ce ai ajuns în 2002-2003 să ai datorii de 3 milioane jumate de dolari, domnul Păunescu? Dacă ai avut intrări, de ce ai avut nevoie? Cum ai reușit? Cum ați reușit voi, privatizațiilor, după metoda lui Gațu? Ca în 3 ani de zile de la plus 7 milioane 8 de dolari încasați, să ai minus 3. Cum ați reușit treaba asta? Nu erați în AFC, dar încă erați la club. Ați zis că... Eram la club, răspundeam de secția de polo și de secția de basket. Deci am făcut-o și pe asta. Și... Am mai stat cât am stat în club și am zis, bă, poate au nevoie de mine, poate, pentru că, repet, fără falsă modestie, eu eram privat. Eu de 7-8-9 ani îmi făceam, aveam 15 firme la vremea respectivă. Deci știam cu ce se mănâncă și mă simțeam ca peștele în apă, în sistemul privat. Ei nu știau ce să facă. Ei se speriau de legile noi, ei nu le cunoșteau, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. Și ce vreau să vă întreb? Fără mari, n-am avut niciun interes material, aveam ce face. Am stat în club așa să văd până unde pot să meargă cu inepțiile și am văzut până unde pot să meargă, până la locul 6. Știți ce vreau să vă întreb? Poate știți, fiind în club, poate nu, dar la momentul în care a plecat, adică AFC a rămas de sine stătătoare, a ieșit de sub tutela MAPN-ului, Ce exista la clubul CSA, la secția fotbal? Ce era trecut? Era dat pe o perioadă determinată de 5 ani dreptul de a folosi emblema, sigla și nu știu ce. Deci din 98 până 5 ani, înseamnă până în 2003. În momentul în care s-a făcut transferul din 2003 de la FC Steaua la AFC Becali, societatea comercială, cei care au făcut transferul au omis
Și din partea domnului Becalic, aici are și dânsul parte de vină, în 2003, partea alaltă nu avea niciun interes să o spună, da? Și s-a făcut transferul de benevol, pentru că nu poate să-mi spună mie nimeni în două, că în 2003 erau și general, și comandantul clubului, și fostul comandantul clubului, doi foști comandanți ai clubului în Consiliul de Administrație. Deci nu poți să-mi spui că n-ai știut ce transferul lui Gigi Becali. Dar faptul că Gigi Becali sau avocații lui sau cine l-a reprezentat au omis aceste amănunte, domnule, ce e o siglă, ce e o marcă, ce dă-o, domnule, domnule, suntem Steaua, trece mai departe. Ori acest lucru a fost omis, cred că, din greșeală de către reprezentanții lui Becali și tăcut, voit de partea cealaltă. L-a lăsat pe Becali să-și desfășoare activitatea un an, doi, trei, șapte, știu eu cât, după care au zis, stai puțin, astea sunt ale noastre. Deci aici s-a greșit. Că dacă Becali avea consilieri ca lumea, numai că n-a avut. O să revenim la subiectul ăsta un pic mai încolo. Atunci s-a profitat de treaba asta și s-a ajuns la situația actuală în care unii CSA, noi suntem Steaua, ceilalți sunt FCSB, nu sunt juridic Steaua. De fapt, de facto, Gigi Becali este continuatorul. În acte, pe justiție, nu este continuatorul. Și am împărțit lumea, a scindat steliștii, sunt numai discuții, sunt numai bătăi de cap și s-a ajuns dintr-o prostie, și aici la originea ei se numește Cristian Gațu, o prostie, s-a ajuns ca voi astăzi să fiți scindați. Că dacă mă lăsa în pace 98 să-mi văd de treabă și să facă ceea ce a promis, nu se ajunge astăzi aici, sub nicio formă. Da. Că ați vorbit de steliști, de suporterii steliști, că suntem scindați, așa este, este incredibil, ce, n-am crezut că voi trăi vreodată, sunt steliști de copil, mic, n-am crezut că vreodată voi vedea două aripi steliste în fond și la urmă urmei. Ați zis un lucru interesant, domnul Pușcaș. Mai multe am zis. Da, dar a zis acum, în ultimele două minute, o chestie care a sunat și foarte bine. Să ne sinucidem. FCSB este Steaua, domnul Pușcaș. Acum am spus. De facto, da. Da. Dar după instanțele din România, nu. Aici, instanțele din România, eu am o părere cam proastă despre instanțele din România, sincer să fiu. Și pe de altă parte, mă miră și acțiunea lui Florin Talpan. Eu, dacă dumneavoastră, de exemplu, am face un contract de vânzare, cumpă. Nu, două secunde, că nu vreau să alunecăm pe, nu. Pe piste greșite. Deci omul Talpan este jurist la unitate militară. Trebuie să apere unitatea militară, că de-aia e plătit. Altfel n-ar fi nevoie de jurist și ar pleca de acolo. Da? Dincoace, trebuia să se apere lumea și să facă actele în 2003 așa cum trebuie. Corect. Deci dacă Gigi Becali nu e renumit și n-a fost renumit pentru, știu eu, marile cunoștințe juridice. Nu, asta e calitatea lui de bază. Corect. Atunci în 2003, așa cum era la vremea respectivă, acum este mult, mult mai și mai civilizat și mai cizelat și mai... El având un fond foarte bun, de fapt, un fond sufletesc bun, dar vrea să se apere prin reacțiile pe care el nu face altceva decât să se apere față de eventualele agresiuni din partea unuia sau altea. Mă rog, dacă știa atunci, trebuie să spună, domne, ok, preiau toată povestea asta, dați marca cu tare, cu tare. Fie împrumut pe 20 de ani, pentru că nu era o sumă deci în 1998 nu s-a fixa vreo sumă pentru acel împrumut sau drept de folosință pe 5 ani a mărcii. Nimic. Dacă nu era Gigi Becali, probabil că era mai grav în 2003, pentru că clubul ajunsese la fundul sacului, echipa de fotbal. Asta e grație lui Gasu și a lui Păunescu. Așa s-a ajuns la Gigi Becali, ca formă de disperată, pentru că omul cerea banii înapoi, Gigi Becali. Gigi Becali în 2003 n-avea nicio legătură cu fotbalul. Eu știu din 1985 pe Gigi Becali. N-avea nicio legătură cu fotbalul. Dar dând bani... Cine l-a adus?
Cine l-a adus? Cine l-a propus? Nu avea bani înapoi. Și nu avea bani să-i dea. Sau n-avea, sau cu intenție i s-a predat acest club de fotbal, fiind în cârdășie, probabil și cu alții care l-au încurajat să cumpere, crezând că ulterior îl pot domina. Și nu s-a întâmplat așa. S-au controlat. Da, păi e curios, pentru că și Victor Pițurcă a avut 5% din prima societate comercială. Nu știu, nu mai dau nume mai departe, că ajungem și la foști colegi. De obicei, de foștii colegi cu care am transpirat și am împărțit un vestiar și am avut... Nu vreau să vorbesc urât. Da, eu altceva am vrut să vă spun. Dacă noi doi făceam un contract de vânzare-cumpărare și vedeam o greșeală undeva, eu, care să fi fost în defavoarea dumneavoastră, credeți-mă că vă sunam, domnul Pușca, haideți să refacem contractul, domnule, că... Știi cum e asta, comparativ, cum ți-aș vinde o casă și terenul să nu fie al meu sau al tău? E o casă pe un teren, îți vând casa, ok, și terenul rămâne al altcuiva. Păi, da, ce am vine ce asta, mă, că e terenul meu, demolează-ți casa. Exact așa s-a întâmplat. Deci asta se numește, necunoștință juridică și lipsă de cunoștințe juridice în 2003. Asta e punctul meu de vedere. Acum, și legislația era la ora aia era... Nu, exista legea sportului din 2002. Din 2000, la 69, sportului din 2000, care a intrat în vigoare în 2002. Deci exista legea în 2003. Și puteau fi societăți comerciale, cluburile de fotbal, puteau fi și asociații non-profit, ca și astăzi, de fapt. Da, problema e non-profit obligat, fără să mai fie sub vreo tutelă departamentală, că asta s-a întâmplat datorită cadrului legislativ, a ieșit AFC total de sub MAPN. Steaua rămăsese în 98 ultimul club din Europa de Est aflat sub tutelă departamentală. Nici ungurii, nici cehii, nici polonezii, a dispărut și Dinamo Berlin, și Legia Varșovia, și Hombe Budapesta, și Uipești, și Dinamo Kiev era privată. Da. Au rămas singura enclavă comunistă, 98, echipa de fotbal mă refer. Da, singura enclavă fotbalistică est-europeană, rămas a fost clubul Steaua. Cum să nu vrei să privatizezi? Deci fotbalul stelist trebuie să fie privat, clar. Bineînțeles. Faptul că unii colegi de-ai foști, cum colegi de-ai mei, au migrat de aici colo la CSA, și aici e de discutat, pentru că nici comportamentul domnului Becali sau atitudinea față din de păcate, ei știu. N-a fost cea mai așa e. Corectă, deși aproape toți cei care au migrat, cu excepția lui Balin, mi se pare, și vreo 2-3, n-au activat din coace, restul au activat. Atunci când au activat la domnul Becali, au tăcut din gură și le-a convenit. Când n-au mai activat la domnul Becali și acesta s-au apărut clinciuri între ei. Și au migrat dincolo, unde se regăsesc azi pe ștate de pată și își câștigă existența. Și atunci, iar revin la părerea personală și e bine să fii independent și de asta mă bucur că n-am depins de astfel de lucruri, ca să nu pot să-mi schimb opinia după cum bate vântul, să fiu nevoit, nu să nu-mi o schimb. Da. Dacă mâine n-ar mai fi salariați unii acolo și le-ar da Becali din nou un serviciu din pace, s-ar putea să revină. Că așa e omul făcut, trebuie să trăiască din ceva, trebuie să mănânce. Da. Deci mie mi se pare destul de neplăcută situația asta. Dar ce e cert, din punctul meu de vedere, este faptul că fotbalul de performanță nu poate fi făcut sub egidă etatizată sau egidă numită ban public. Trebuie să fie privat, așa cum este toate țările cu fotbal dezvoltat din Europa. Ori nu cred niciodată într-un proiect, pe dacă eu am inițiat proiectul de privatizare al secției de fotbal, pot să spun eu acum că e bine ca CSA Steaua să revină în Liga 1. Eu am inițiat acest proiect de privatizare. Da. Eu nu pot să mă schimb acum, după 22 de ani, să vin să spun, nu, am fost prost atunci și am greșit. Nu.
N-am fost nici atunci prost și nu sunt nici acum prost. Deci fotbalul stelist trebuie să fie privat. Clar. Și FCSB, afiliată la FRF, am un document de confirmare al afilierii FCSB-ului, de fapt, Fotbal Club Steaua București. E legal afiliată sau nu la FRF? Din ce țin eu minte, dumneavoastră erați la FRF în perioada aceea, în 2003, în anii ăia. Nu eram. Sau mai târziu? După aia. Mai târziu. Dar din ceea ce deci cazul, acest caz al Stelei cu scindarea în CSA FCSB nu este singular în țară. A fost și la Rapid, din păcate. Timișoara, la Craiova, nici la Dinamo nu-s clare lucrurile. Așa. La Iași, la Poliaș nu moare. Deci acum e de fapt juridic, este o altă entitate, nu-i Politehnica așa din 90 și ceva. La UTA, la UCLUJ, la CFR Cluj, la... Cred că tot fotbalul românesc este împânzit de astfel de dispute. Cele mai vizibile fiind într-adevăr la Steaua și la Craiova, da. Pentru că aici s-au și revendicat, a fost și la Poli și parțial și la Rapid. Dar Steaua și Craiova sunt cele mai vizibile, pentru că aici s-au revendicat lucruri de către părți. Și atunci, bine, sigur, a început acum și Badea, am înțeles că a început să solicite. Nu știu, sunt cum să spun, acțiuni și de o parte și de alta pe care nu poți să le eludezi, adică ele există. Ele sunt în instanță, se judecă niște oameni, sunt niște avocați, sunt niște oameni care vor lucruri diferite. Dar păcat. Mare păcat. Păi aici trebuia federația și liga, și aici ai dreptate, că atunci și mai după apariția legii sportului în 2002, după posibilitatea aplicării legii din 2002, trebuia federația să fie intransigentă și să solicite toate documentele date, ai modificat, așa pot să fie și ăsta. Numai că ani de zile, datorită dorinței de a fi votat și de a nu se pune rău cu capii mari patroni ai țării, și scriu și astea în fotbalul în cărșe, federația a tăcut. De exemplu, George Copos a schimbat vreo 3 cluburi. Avea datorii la stat de nu știu câți bani și atunci, domnule, o lăsăm pe aia și facem alta. Sigur că fiscul e pe urma banilor, dar federația trebuia să spună, păi dacă vin sau se transformi juridic dintr-o formă în alta, ia și activul și pasivul după tine. Și l-a lăsat pe George, FC Național, la fel, fost echipă Progresul. Da, da, da. Poți în 5 ani să schimbi de 4-5 ori, păi nu te mai cheamă Cătălin Biriș, te cheamă născut în, când ești născut, te cheamă Cătălin Biriș născut în 2005. Și după tot că Birișești, dar născut în 2008. Păi mai ești aceeași persoană? Tot Cătălin Biriș te numești. Dar sunt 4 oameni diferiți. Nu ești același. Corect. Păi și atunci, exact așa s-a întâmplat. Și atunci federația și liga, din dorința de a, sau știu eu, pe baza bunelor relații existente între acești capi ai fotbalului românesc, acest patron mare de cluburi, le-a permis acest lucru. Pentru că dacă îi spuneai lui Copos, de exemplu, în 2005, dom'le, nu ai voie, poți să-ți schimbi denumirea, poți să faci, dar J-ul ăla, J-ul, cuiu și alea, rou, alea rămân. Tu schimbă ce vrei, dar alea rămân. Poți să schimbi, să mâine te duci frumos și nu mai te numești Cătălin Biriș, te numești Pușcaș Marcel. Îți dă voie. Da. Dar tot numărul ăla te-ai născut, tot cu numărul ăla te-ai născut și tot persoana aia ești. Așa trebuia, dar asta nu e numai la nivel de fotbal, asta e valabil oriunde. E o greșeală la legislație, zic eu. Păi nu e o greșeală la legislație, pentru că legea spunea că nu-i permis. Dar e greșeală a celor care au permis sau au trecut cu vederea. Și da. Mai e de și MTS-ul. Pentru că la MTS toate aceste cluburi trebuie să obțină un CIS, certificat de identitate sportivă. Da. Ori ne dând aceste CIS-uri sau dându-le, trecând cu vederea aceste amănunte de care vorbim noi,
inclusiv MTS-ul este de vină. Am înțeles. Bun, Steaua a mers continuu, din an în an. N-a retrogradat, nu s-a dizolvat, nu a falimentat, nu nimic. Unde este palmaresul, domnul Cușcă? Unde spune, există o lege într-o țară, nu sunt eu de vină că așa e legea. Nu știu ce să spun, pentru că dar orice aș spune e interpretabil. Dacă există această lege și s-a constatat că palmaresul este în stânga sau în dreapta, înseamnă că așa e, că s-au dus documente de către părți. Ideea este de și-am spus, de facto, eu zic, nu că zic, FCSB-ul este continuatoare, pentru că n-avea cine în 2003, Doamne iartă-mă, că n-a venit Becali să ia echipa să o fure. N-a furat-o. Corect. I-a fost dată. Deci n-a furat nimic Gigi Becali. Corect. Și a fost dată de către cineva, de către un consiliu de administrație de la FC Steaua, în care, repet, se aflau reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și ai clubului sportiv al Armatei Steaua București. Deci n-a furat Becali nimic. Atunci dați-mi voie să vă spun că deranjul prea mare și urât din partea Armatei și a CSEA-ului. Ei sunt cei care ne scindează. Aș vinde casa cu fără terenul de suga. Ei sunt cei care ne scindează, din păcate. Nu ești atent și nu spui, domnule, mă interesează numai casa, dă-l dracu de teren. Și eu vin peste 7 ani și spun, stai puțin, Cătăline, terenul e al meu. Păi nu mai vând nimic. Da, casa te-a vândut o ție, dar terenul nu. Da, luați-l. Luați-l. Cine devine pentru asta? Cel care a cumpărat sau cel care a propus? Păi da, deci este o omisiune din partea lui. Spuneți-mi și hai să lămurim, voi puteți lămuri. Eu vă pun o întrebare, eu sunt cel mai mare suporter. Da. Cine este de vină atunci când vinzi o casă fără teren? Cel care o cumpără. Bună chestia asta. Cine devine? Cel care o cumpără pentru că nu a fost atent la. Și atunci cine devine aici? La inventar. Da, cu siguranță a greșit, Becali a greșit atunci, sau oamenii lui au greșit, n-au fost atenți, era probabil... Ce atenți, tot... că era încurcat de oameni care nici ei nu știau. Tot pe viteză înainte, dar... E păcat. E păcat, unul la mână, dar cu siguranță asta este Steaua. Și cu siguranță palmaresul este aici, pentru că n-ai cum, dacă există continuitate la o echipă, chiar prin schimbare de denumiri și de formă de organizare și așa mai departe, vine cu palmaresul, indiferent cine ce o zice. Iar justiția, din punctul meu de vedere, nu are ce să judece la nivel de palmares, care palmares nici nu apare în codurile de procedură judiciară. Nu vreau să intru în chichițe și în hachițe din astea. Unde se va putea termina și când? Legislative. Niciodată. Niciodată. Păcat. Stadionul, nou stadion. Al statului român. Și cine are voie să joace pe el? Oricine plătește. Mulțumim, domnul Pușcaș. Ați mai clarificat, ați mai aprins un bec, ați mai dat o lumină. Da, așa, mare păcat. Domnul Pușcaș, eu vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, aș vrea să vă rog, ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru cele două părți de steliști? Să împaci orgoliile atât de mari. Să meargă și să se bucure de performanța fotbalistică. Pentru că când spun performanță, este fotbalul la cel mai înalt nivel și nu la nivelul... Să-și dorească mare performanță și să se bucure, pentru că acești suporteri nu s-au născut ieri azi. Acești suporteri s-au născut datorită felului în care juca odată o echipă. Pentru că tatăl tinerilor suporteri de astăzi, părinții, au fost suporterii acelei echipe din 86. Pentru că poate tatăl lor în 70 a fost suporterul lui Haidu, al lui Vigu, al lui Hălmăgeanu
S-a transmis din generație în generație, dar marea masă a suporterilor steriști, cred că jumătate dintre ei, au devenit steriști după 86. Și atunci trebuie respectată acea echipă, acel rezultat. Cu siguranță. Și să mai dorești, sau măcar să speri, că se poate reedita vreodată. Și trebuie să ne bucurăm și de a doua finală, ne bucurăm și de finala Cupei Intercontinentale și de Supercupă, așa cum ne bucurăm și de semifinala din Cupa UEFA a echipei continuatoare, da. Steaua. Vă mulțumim frumos, domnul Pușcaș. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Noi aici suntem, după cum am spus, vorbim despre Asociația Steaua 1947, da, condusă de Mihai Dincă, dar, după cum bine știți, în România activează Asociația Salvați Steaua, condusă de avocatul Virgil Boglea și liderul galeriei Gheorghe Mustață. Rugămintea mea este, dacă sunteți de acord, să vă alăturați lojei glorilor steliste. Cu mare drag, dar salvați Steaua de la ce? Că Steaua există. De ce eu, ea există, eu, dar să continue eu bine. Astăzi am vorbit. Asta trebuie să facă Steaua. Astăzi am vorbit în numele Asociației Steaua 1947, dar pentru Asociația Salvați Steaua o să vă rog să-mi permite să-i dau numărul dumneavoastră de telefon lui Gheorghe Mustață să vă contacteze acolo. El vorbește. Vă dorim acolo ca membru de onoare. Bine, Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim mult de tot. Să aveți toate cele bune, să aveți o duminică plăcută în continuare. Și mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit în această dimineață. O zi bună, domnul Pușcaș. Vă mulțumim mult, maestru.